Avem nevoie de înviorare spirituală. We need to be regenerated spiritually. Cere Duhului Sfânt să pună din nou dragoste în tine. Ask the Holy Spirit to put love in you again. Să aprindă din nou în tine. To ignite in you again. Pasiune pentru lucrarea lui. Passion for the work of God. Pasiune pentru cuvânt. Passion for the word. Pasiune pentru rugăciune. Passion for prayer. Pasiune pentru cântare spirituală. Passion for song. Pasiune pentru părtășie frățească. Passion for fellowship. Că altfel tot spunem, ăla-i de vină, ăla-i de vină, ăla-i de vină. Otherwise we'll keep saying he's guilty, he's guilty, he's guilty. Eu sunt de vină. I am guilty. Tu ești de vină. You are guilty. Cere Duhului Sfânt să te învioreze. And ask the Holy Spirit to regenerate you. Altfel tot spunem, ăla-i de vină, ăla-i de vină, ăla-i de vină. Otherwise we'll keep saying he's guilty, he's guilty, he's guilty. Eu sunt de vină. I am guilty. Tu ești de vină. Eu sunt de vină. Vă uitați în Vechiul Testament, în Deuteronom în special, și în primele cinci cărțile lui Moise, de multe ori Hermonul este numit Sion. Măcar că muntele Sion este altul, unde a coborât Domnul Iisus Hristos. Pentru că cel rău a vrut să contracareze planul lui Dumnezeu și de aceea a inventat un limbaj pe care să îl introducă în Scriptură și să se împiedice planul lui Dumnezeu. Că altfel tot spunem, ăla-i de vină, ăla-i de vină, ăla-i de vină. Otherwise we'll keep saying he's guilty, he's guilty, he's guilty. Eu sunt de vină. I am guilty. Tu ești de vină. Eu sunt de vină. Dar sunt doi oameni care stau în fața dumneavoastră. But there are two people that stand before you. Este omul acesta pe care îl vedeți. It's this person that you see. Și este omul lăuntric. And it's the inner person. Ăla care părăsește trupul în momentul când mori. It's that inner being that leaves the body when you die. Care este format din uniunea indestructibilă dintre suflet și duh. Uniunea indestructibilă dintre suflet și duh. Uniunea indestructibilă dintre suflet și duh.
Sleep, little man, cub, rest in peace. Sleep, sleep. Că altfel tot spunem, ăla-i de vină, ăla-i de vină, ăla-i de vină. Otherwise we'll keep saying, he's guilty, he's guilty, he's guilty. Eu sunt de vină. I am guilty. Tu ești de vină. Eu sunt de vină. Tocmai am încheiat studiul biblic în Decalog, în cele 10 porunci. We just finished the study in the Ten Commandments. Și pentru cei ce ne ascult, vă recomand, intrați pe internet, 15 seminarii distincte. Orice religie care este politizată, care devine sistem politic, este o religie criminală, criminală, criminală. O idee ca aceasta, un partid politic creștin. Criminală, criminală, criminală. Respectă viața semenului tău. Nu atenta la viața nimănui, pentru că nu este dreptul tău, nu este dreptul meu. Este dreptul lui Dumnezeu să ne cheme, așa cum va spune în Psalmul 90, tu chemi pe fiii oamenilor înapoi și le zici, întorceți-vă, fiii oamenilor. Asta este dreptul lui Dumnezeu. Nu este dreptul tău și nu este dreptul meu. Afară de război de apărare, afară de pedeapsă capitală și afară de apărare personală și a familiei în caz de asalt cu moartea împotriva ta, împotriva mea. Aceste cazuri sunt date în Scriptură unde putem să ne apărăm și moartea nu este încadrată în ceea ce porunca spune să nu ucizi. Criminală, criminală, criminală. Texte grele. Ce vrea să spună Apostolul Pavel în acest pasaj, în Galateni 3:19? Trei lucruri vrea să spun, șase lucruri vrea să spun. Primul, legea a fost o adăugare la legământul abrahamic. Așa spune aici. Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Sunt texte grele. Ce vrea să spună Apostolul Pavel?
în acest pasaj, în Galateni 3 cu 19. Trei lucruri vreau să spun, șase lucruri vreau să spun. Primul, legea a fost o adăugare la legământul abrahamic. Așa spune aici. Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Deci la legământul abrahamic, legământul făcut de Dumnezeu cu Abraham, Dumnezeu a venit cu o adăugire, cu un amendament, dacă vreți, la Constituție. Este Matei, capitolul 5, versetele 17 la 19, sunt cuvintele lui Iisus Hristos, foarte neînțelese în argumente de felul acesta, ce facem cu legea, ce facem cu sabatul, ce facem cu, cu tare aspect sau cu tare aspect. Auziți ce spune Iisus Hristos? Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, fiți atenți acum la ce spune Iisus Hristos. Câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie împlinit toate lucruri, întâmplat toate aceste lucruri. Așa că oricine va strica, citiți-mi asta tare acum, oricine va strica ce? Una din cele mai mici din aceste porunci. Una din cele mai mici din aceste porunci. Și va învăța pe oameni, așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos sau cum este interpretat pasajul acesta? Mântuitorul Iisus Hristos spune, eu am venit să împlinesc lege. De ce? Pentru că El s-a născut sub lege. Dar încă o dată, lucrul acesta este valabil până când El moare și înviază. Și pentru că suntem la această poruncă, a 10-a, ultima, să nu poftești, aceasta este porunca cea mai gravă, care a făcut cele mai mari pagube în univers și între oameni. Omul dorește să ajungă să trăiască etern, ceea ce nu se va întâmpla niciodată în realizarea omului. Pentru că cel ce are secretul eternității este unul singur, este Dumnezeu. Nici diavolul, Lucifer, nu are secretul eternității. El are secretul longevității, dar nu al eternității. Altfel tot spunem, ăla-i de vină, ăla-i de vină, ăla-i de vină. Otherwise we'll keep saying, he's guilty, he's guilty, he's guilty. Eu sunt de vină. I am guilty. Tu ești de vină. Eu sunt de vină. Și apoi, în sfârșit, cel de-al cincelea simbol pe care vi-l prezint eu astăzi. And finally, the fifth symbol that I'll present to you este vântul. Is wind. Fapte 2 cu 2. Acts 2. Și Ezechiel 37, 9 la 10. And Ezekiel 37, 9 through 10. Când Duhul Sfânt este prezentat în Scriptură sub formă de vânt, when the Scripture presents the Holy Spirit in the form of wind, din nou este un simbol pentru putere, it's again a symbol for power, și mai ales pentru viață. But especially for life. Aduceți-vă aminte că în acest pasaj glorios din Ezechiel 37, remember this passage, this glorious passage from Ezekiel chapter 37. Domnul a vorbit
cu Ezechiel și i-a spus: The Lord spoke to Ezekiel and said, Ai văzut oasele acestea? You saw these bones. Nu este viață în ele, sunt numai oase. There's no life in them, they're just bones. Poruncește vântului să vină să intre în ele. Command the wind to come and enter into them. În ebraică este vântului, Cornelescu traduce duhului. In Hebrew it says the wind, as Cornelescu in Romanian translates the spirit. Termenul ruach. The word is ruach in Hebrew. Care înseamnă și vânt, which means both wind și duh, and spirit. Ma faptul că a început să sufle peste oasele acelea, but the fact that it began to blow over those bones, înțelegem că termenul folosit de Ezechiel acolo este vânt. We understand that in the context it's speaking about the wind. Dar scopul este Duhul Domnului. And the purpose is the Holy Spirit. A poruncit, a suflat vântul, he prophesied, the wind blew, a suflat Duhul Sfânt, the Holy Spirit blew, și oasele acelea au prins viață. And those bones came to life. S-au făcut o oștire puternică. And they became a vast army. Dacă vrei să înțelegeți mai bine și mai actual ce s-a întâmplat în Ezechiel, if you want to understand better and more actual what happened in Ezekiel, practic Ezechiel a fost transportat prin Duhul Domnului în timp, în viitor. In essence, Ezekiel was transported through the Spirit in time. În timpul nazismului german. He was transported to the time of Nazi Germany. Când 6 milioane de evrei au fost transformați în oase sau oase arse. When 6 million Jews were transformed into burnt bones. Și Domnul a zis: Ce vezi? And the Lord said, what do you see? Văd o vale de oase. I see a valley of bones. Vor mai putea trăi oasele acestea? Could these bones live again? Să spun ce înseamnă oasele acestea, profetule. Let me tell you what these bones mean. Acestea sunt casa lui Israel. This is the house of Israel. Care au spus: n-a mai rămas nimic din noi decât aceste oase. Which says there's nothing left of us but these bones. Vor mai trăi vreodată oasele acestea? Will these bones ever live again? Și când a suflat peste ele Duhul Domnului, but when the Holy Spirit blew over them, spune, s-au făcut o oștire puternică. The word says that they became a vast army. Și dacă vreți tehnic să vorbim astăzi, and if you want to speak technically, a patra putere militară din lume la ora actuală este IDF-ul. Israel is now the fourth military power in the world. IDF, prescurtat, IDF, Israel Defense Force. IDF, which stands for the Israeli Defense Force. Pentru că Israel a devenit o oștire puternică. Because Israel has become a vast and powerful army. Datorită puterii lui Dumnezeu. Because of the power of God. Glorie Domnului. Glory to God. Apoi, sigur, David se roagă în conceptele teologice ale Vechiului Testament. And of course David is praying in the theological concepts of the Old Testament. Și spune: nu mă lepăda de la fața ta. And he says, don't banish me from your presence. Cu alte cuvinte, nu mă lăsa să-mi pierd mântuirea. In other words, don't allow me to lose my salvation. Și face această rugăciune care apoi partea a doua, care pentru mulți este greu de priceput. And then he goes to the second part of this prayer, which for many is difficult to understand. Și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Or take your Holy Spirit from me. În Vechiul Testament Duhul Sfânt lucra diferit de cum lucrează în Noul Testament. In the Old Testament the Holy Spirit worked differently than he does in the New Testament. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt nu locuia cu poporul Domnului. In the Old Testament, the Holy Spirit didn't dwell with the people of God. De aceea Duhul Sfânt venea peste lucrătorii Domnului. That's why the Holy Spirit would come upon the workers of God. Și după ce îi folosea pentru o lucrare specială, pentru o profeție, de exemplu, and after he would use them for a special type of work such as a prophecy, Duhul Sfânt pleca înapoi. Thank you.
Sunt pastorul Dr. Lazar Gog, locuiesc în Statele Unite, vizitez mereu România de 3-4-5 ori pe an, profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București și de asemenea călătoresc aici ca un conferențiar și conducător de seminarii de familie, vederea pregătirii familiilor tinere și a tinerilor pentru viață și pentru a putea să fie util în casa Domnului și în societate.